Ne pregătim să-l invităm în scenă pe maestrul de ceremonie, ceea ce urmează, după cum v-am prevenit. El va organiza această competiție cu 9 speakeri. Primii 4 vor fi până la o scurtă, foarte scurtă pauză de 5 minute, următorii 5 vor fi după și să vedem cine este câștigătorul dintre cei 9 filaniști. Îl invit în scenă pe Romeo Crețu! Bună ziua tuturor! Andy m-a rugat să fiu maestru de ceremonie în această parte a zilei, astfel încât să invit pe scenă pe cei 9 finaliști, să spunem, da? Sau semifinaliști, sau finaliști, ce-or fi ei pe acolo. Am înțeles că ei știu cine sunt, dar nu știu în ce ordine vor intra pe scenă, pentru că sunt singurul care știe acest lucru, pentru că eu am făcut ordine. Mergem mai departe? Bun. Și atunci, în aplauzele voastre de încurajare, o să invit pe scenă, da? O persoană care are un nume foarte interesant, o să vedeți imediat de ce, și care are un discurs foarte fain, care are legătură cu ceea ce facem astăzi aici. Pe scurt, este vorba despre Angel Răducanu. Vezi ce de aplauze? A? Pot să, înainte de a prezenta pe scurt titlul temei, pot să spun, eu cred în îngeri și pot să spun la propriu că mă aflu lângă un înger, da? Și îl invit pe Angel să vă vorbească despre o temă foarte faină și actuală din perspectiva mea. Dacă nu-ți controlezi timpul, te controlează el pe tine. Angel, ai legătură. Mulțumesc! Salutare, eu sunt Angel, sunt din București, sunt antreprenor și intraprenor. Și ca mulți dintre voi de aici din sală, mi-am dat seama la un moment dat că trebuie să-mi controlez timpul. Nu știam exact în școala generală de ce m-am apucat de colecționa ceasuri. Abia când am ajuns la vreo 200, mi-am dat seama că de fapt asta îmi doream. Să-mi pot controla timpul eu și nu altcineva. A fost o perioadă destul de interesantă în clasa 8-a, când am primit într-un timp foarte, foarte scurt de timp, două lecții reale de viață. Una dintre ea spunea: nu se poate, nu ai timp. Iar a doua spunea: ba se poate, ai timp. Concret, eram în clasa 8-a la ora de dirigenție și urma ca toți colegii 36 din clasă să ne spunem opțiunile legate de liceul pe care doream să-l urmăm. Diriga, o micuță firavă, cu voce blândă, ridica pe fiecare și îl felicita în momentul în care spunea opțiunea aleasă. Asta până a ajuns la mine. M-am ridicat mândru de alegerea făcută și am spus: eu voi merge la seminarul teologic. Și atunci s-a dezlănțuit. Nu se poate. Nu ai timp, sub nicio formă. Mai ai doar 6 luni, nu ai timp să înveți, o să stai un an pe bar. Credul ca orice elev de clasa 8 am zis: bă, are dreptate. Nu am timp, nu o să apuc să învăț, ci trebuia să fi învățat. Am fost praf toată ziua, m-am dus acasă și deja mă gândeam cum să fac să vorbesc pe mine, să le spun că va trebui să-mi schimb opțiunea pentru că nu am timp. Nu se poate. Norocul meu că diriga nu era singura profesoară din școală, iar părinții mei nu erau chiar zilat de înger. Acum am făcut legătura și cu numele. Și am hotărât la discuția de familie iscată în seara respectivă că voi merge mai departe. Așa că pentru mine a început un maraton de 6 luni, atât mai era până la examen, în care pe lângă română și matematică trebuia să mai învăț două materii care pentru mine erau total paralele. Muzica și religia. Astea două fiind eliminatori. Ghiciște, 6 luni de zile am fost teleghidat. Știam în fiecare dimineață de ce mă trezesc, când stau acolo, când mănânc, când învăț, când plec acolo, când fac aia, când fac aia, când fac aia. 6 luni de zile. După 6 luni de zile, mă duceam să-mi văd rezultatele. Și singurul meu gând era: bă, a avut dreptate sau nu a avut dreptate. M-am întors acasă. M-am dus frumos la telefon, am luat telefonul, erau fixul la pudist, drr-drr. Am sunat la diriga, mi-a răspuns de data asta cu voce normală: sărăuna doamnă, sunt Angel, v-am sunat doar să vă spun, ba se poate, am avut timp. Și am închis telefonul. Fuh! Nu vă dați seama ce sentiment de relaxare a fost atunci. De-abia atunci am realizat ce înseamnă să-ți controlezi cu adevărat timpul și cât de eficient poți să-l faci. Dacă îl controlezi.
Acum am întrebat. Vă plac roșiile? Dați-mi un semn. Super. Văd că sunt câțiva care nu le plac. Nu e nicio problemă din două motive. Unu, nici lor nu le place de voi. Și doi, o să vă placă roșiile de astăzi dacă vreți să vă controlați timpul și să aveți mai mult timp pentru hobby-uri sau pentru familie. Tehnica de eficiență pe care vreau să vă descriu astăzi este una foarte simplă, eficientă, în 5 pași. Se numește Pomodoro. Pomodoro în italian înseamnă tomată sau roșie. De ce numele ăsta? Așa a avut cel care a inițiat-o, un italian, Francesco Sirilio, care era obsedat de eficiența și de productivitatea echipelor. Pe scurt, tehnica de productivitate pe care eu o folosesc zilnic în diversele mele activități are 5 pași. Pasul 1, îți alegi un obiectiv. Pasul 2, îți setezi un timer, 25 de minute. Pasul 3, lucrezi 25 de minute doar la obiectivul respectiv, fără telefon, fără Facebook, fără colegi, fără nimic. Absolut nimic. 25 de minute, un singur obiectiv. Pasul 4, îți iei o pauză bine meditată de 5 minute. În care nu te uiți la obiectiv, nu ai treabă cu task-ul respectiv. Pasul 5, reiei cu un alt pomodoro, de ăsta de 25 de minute, până faci 4 pomodoro. După 4 pomodoro, obligatoriu, trebuie o pauză de 25-30 de minute. Sunt studii, nu numai ale cercetătorilor britanici, care spun că creierul trebuie să se detașeze de anumite obiective ca să poată să-și revină la productivitate, așa se numește. Vă asigur că tehnica funcționează și dacă o aplicați, o puteți folosi în toate domeniile vieții voastre. De exemplu, eu am început să o aplic inclusiv acasă. Am două fetițe minunate și nu aveam timp niciodată să stau cu ele. Concret, ajungeam acasă, luam, stăteam 5 minute de vorbă și luam iar telefonul. Comenz, mail, Facebook, etc., etc., etc. Până am zis, băi, ia stai așa, hai să vedem cum e pomodorul ăsta și acasă. Acum vreau să vă zic că așa soția e în sală și poate să vă confirme. Ajung acasă, iau telefonul. 25 de minute cu fața în jos, nu există. Nu sună nimeni, nu mă interesează, stau cu fete. Sincer, acum simt că stau cu familia când ajung acasă. Și vă mai spun ceva. De fiecare dată când am făcut pauzele astea, n-am pierdut nicio afacere de milioane de euro, deci stați liniștiți, puteți să lăsați liniștiți cu fața în jos. Ce vreau să vă arăt acolo prin acronim, care a luat-o înaintea mea, era foarte simplu. Vreau să vă spun să nu mă credeți pe cuvânt, ci să testați. Pentru fiecare funcționează. Pomodoro poate să aibă 25 de minute, 20, 35, cum vreți voi. Ideea este să respectați pașii. Drept urmare, avem un acronim care să ne ajute și care spune testează, exersează, sigur funcționează. De acum încolo vreau să vă las cu o singură imagine și anume, când cineva vine și vă spune nu se poate, nu ai timp, să zâmbești și în sinea ta să spui ba se poate, am timp. Vă mulțumesc! Mulțumim mult, Angel. Am făcut o poză la tehnica Pomodoro ca să o pun pe noi în familie. Acasă avem un grup pe WhatsApp, noi, familia Cresu. Și vreau să pun... Nu, cu soția Marinela și copiii, Vlad și Cristina. Și vreau să folosesc poza, să o pun, să o trimit pe WhatsApp. Eu țin cursuri de managementul timpului, dar nu receptează nimic de la mine. Și mă gândesc că poate de la altcineva și o să spun că a zis-o un înger, așa că o să fie mai simplu. Bun. Mulțumim mult! Jur, Andreea, ai de intrat? Bun. Angel, mie mi-a plăcut foarte, foarte mult. În televiziune se pune și asta e important și în speech-urile pe care oamenii le țin. Se cere o anumită dinamică a discursului care se țină omul acolo și te-am urmărit ca poată. Chiar am remarcat la final că n-am mai avut niciun alt gând. Deci mie mi-a captat toată atenția, mi-a plăcut foarte, foarte mult. Foarte mulțumesc. Mult. Mulțumesc. Dar și mă dat însă? La final, la contează. Salut! Te-am ascultat și între timp, timp ce vorbeai, m-am ascuns cumva să văd ce e pe sub haine. Pentru că modul tău de a vorbi este foarte, foarte urban, foarte, foarte deși din cartier, să zic. Așa, mi-a plăcut dăul, păul, nu m-a deranjat deloc. Vreau să văd ce e în spatele omului care ține acest discurs. Ce aș fi vrut la energie, la punct, aș fi vrut mai mult contact.
mai mult contact, adică viu, viu, pentru că ce spui, se pare că știi ce spui, știi ce, ce se întâmplă cu tine, atunci au un pic de contact și să vezi cum se schimbă un pic frazele tale vis-a-vis de publicul care este aici. În rest, mi-a plăcut foarte mult ce să întâmplă. Nu, costumul, nu, în mintea mea, costumul cu modul, cu ceea ce a spus el așa mai departe, cum e, parcă te ziceam un pic mai lejer, te vedeam cumva în bermude sau cumva mai colorat, să fii mai lejer tu așa, poate să fii mai lejer. Am un nivel de așa. Super. Da, mă simt în postura lui Mihai Petre de la... Adevăr e că din profil așa un pic... Nu neapărat ca prezență, cred că cred că o să fiu omul negru astăzi care vine și vine cu recomandările și sugestiile de îmbunătățire. Mi-a plăcut că ai folosit o poveste personală, mesajul tău a fost foarte clar. Încă de la prima expresie până la final, tot a fost foarte coerent și a avut legătură cu timpul și cu faptul că putem să ne gestionăm. Asta mi-a plăcut foarte mult, te-am putut urmări foarte ușor. Ai un volum puternic, ferm, transmite multă siguranță, e natural, e exersat foarte bine, te felicit. Un ritm ușor de urmărit, ai avut dialog în povestea ta care a adăugat amuzament și distracție și mi-a plăcut asta și claritate multă în structură când ai vorbit despre cei 5 pași. Acum, sugestiile mele pentru tine. Ești primul, ai spart gheața, ești primul care folosește PPT, tu îți iei ponoasele. Da. În momentul în care ai un PowerPoint pe care îl folosești, mai apare un actor în scenă. Tu ești actorul principal, PPT-ul e actorul secundar. Ai grijă să-ți păstrezi rolul de actor principal. Ochiul uman este atras de trei lucruri preponderente. Lucrurile strălucitoare, mari și în mișcare. În momentul ăsta, obiectul mai strălucitor de aici e ecranul PowerPoint-ului, e ecranul pentru că e alb. Ce îți recomand pe viitor este să folosești un fundal de culoare închisă, negru sau albastru, astfel încât ochii noștri să nu stea mai mult pe ecran, ci să stea pe tine, să te urmărească pe tine. Folosește slide-urile doar în momentul în care spui ceva legat de ele. Când nu, este pe telecomandă, pe presenter, un buton de blank, pune-l pe negru, astfel încât să stăm cu atenția doar asupra ta, să nu ne deranjeze ce se întâmplă pe ecran. La un moment dat aveai un slide unde apare un cerculeț roșu. Nu am prins foarte clar ce era acolo. Ai grijă cu sincronizarea slide-urilor cu povestea. Continuă ce a spus Orlando. Dacă ai putea să te miști și să folosești toată scena pe care o ai la dispoziție, ai putea intra în conexiune mai bună, să realizezi o legătură și cu partea din zona aceea, să vii, ai stat mai preponderent aici, noi te-am simțit foarte aproape, ai grijă și de ei. La final, aplauzele sunt pentru tine. E momentul tău de glorie. Ai grijă să nu le întrerupi, mai arătând un slide pe final cu Robert Kiyosaki, pentru că în momentul respectiv tu ești în centrul atenției. Ia-ți întreaga noastră recunoștință. Felicitări! Înainte de a introduce, de a invita în scenă următorul speaker, vă invit să dăm un scurt rând de aplauze și jurului. Pentru că, din perspectiva mea, au avut observații la obiect, scurte și precise. Mulțumim mult!